Bună ziua și bine v-am regăsit. Ne aflăm în Caracal, mai exact în teatru din Caracal, de unde domnul Viorel Chirea ne va povesti ce vom vedea astăzi și ce este aici, în clădirea aceasta superbă. Îmi dați voie să spun și eu bună ziua celor care ne văd. Caracalul este cunoscut și ca element pozitiv și ca element negativ. El în sine are o poveste a lui, o poveste care se încăpățânează să nu rămână în perioada contemporană, modernă sau medievală. Iar el are un trecut de care nu ne putem despărți. În ceea ce privește teatrul din Caracal, este un edificiu cu care omenirea ar trebui să se mândrească în general, nu numai noi ca gazde, pentru că și din punct de vedere arhitectural, și din punct de vedere istoric, și din punct de vedere social, și din punct de vedere artistic, are o poveste extrem de bogată, o paletă largă, care include la un moment dat și un pic de zbuciu. De ce? Pentru că teatrul a funcționat o perioadă, apoi a stagnat o perioadă și a revenit. Și pe lângă asta, la nivel de arhitectură mai puțin, dar la nivel de pictură a avut și foarte mult de suferit în perioada comunismului. Din punct de vedere al frecvenței marilor artiști din țară, aș putea să spun că teatrul a fost foarte, foarte, foarte cunoscut în trecut. El nu are un trecut foarte îndepărtat. Dar vedeți dumneavoastră, ca și oamenii, ca și ceea ce fac oamenii, edificiul e o oglindă a celor care au trecut pe aici, la nivel de timp și de spațiu. Povestea lui începe undeva între 1896-1897 și 1901, când efectiv teatrul se ridică. Îmi place să mă gândesc că el a asistat, așa într-o formă latentă, la trecerea de la un secol la altul. A simțit din plin mișcarea crizei care a dominat lumea, nu numai România, acolo la simbioza, la sfârșit de secolul XVIII, început de secolul XIX. După ce a fost construit o serie de trupe, au trecut prin Caracal atât actorii și artiști celebri din trecut, cât și cei mai pe care, din păcate, tineretul îi cunoaște mai puțin sau aproape deloc. Și nu mai discutăm de artiștii și trupele de teatru care domină lumea culturală, cultural-artistică a României în perioada în care ne aflăm și noi acum. Da. Sunt și câteva, cum să spun, mici întâmplări legate de actori și de artiști celebri care au trecut prin Caracal, însă sunt atât de cunoscute sau atât de popularizate încât nu-mi permit să le repet la nesfârșit, mai ales că sursa nu mi-aparține și atunci mi se pare normal să dau cezarului ce al cezarului, adică să las pe privitor să urmărească sursa așa cum este ea. Se pare că chiar și Mihai Eminescu ar fi trecut prin Caracal. Odată, nu știu dacă neapărat, e clar că teatrul nu exista atunci, în 1889 nu putem discuta de teatru. Cum să vă spun, fiorul teatral, lăsând la o parte minunile și toate problemele astea, fiorul teatral nu a început odată cu construcția teatrului. Teatrul a fost înnobilat cu viața, cu sufletul localnicilor și nu numai a localnicilor, a trupelor care au trecut prin Caracal mult înainte. Ne gândim că erau acele circuri care nu erau nici circ, dar nici trupe teatrale, care înnobilau bâlciurile, nu numai în zona Caracalului, în toată zona românească, aș putea să spun așa. Caracalul cred că a avut o mare șansă de a evolua ca oraș,
Nu că ar fi fost el așezarea agricolă, ci pentru că Dumnezeu l-a pus la intersecția dintre nord și sud, est și vest. Sunt câteva drumuri extrem de importante, încă mai ales din perioada Daciei Romane, când discutăm de două drumuri comerciale extrem de importante. Un drum care venea dinspre Drobeta și ajungea tocmai pe la Limes Transalutanus, și drumul de nord, care e cunoscut ca drumul lui Traian și care vine tocmai din oamenii de pe la sate și acum mai spun de drumul buților. E un drum care vine tocmai din sud, nu se oprește nici măcar în Bulgaria și se duce mai departe pe linia Oltului, spre centrul țării, centrul nord chiar. Iar la intersecția, ce se poate întâmpla sau ce se poate naște din punct de vedere uman la intersecția două drumuri? O lănțuire între oameni. Gândiți-vă că la început se întâlneau comercianții, pentru că apoi știm foarte bine că acolo unde se întâlnesc mai mulți oameni de mai multe ori, se înfilipă și ceva, apare o așezare, două așezări, trei așezări, patru așezări. Pe lângă așezare ce mai apare? Mai apare preotul. Și încetul cu încetul așa s-a format așezarea. Nu se poate spune bing bang, de astăzi s-a născut caracalul. Wow! Nu! Doar că așezarea și echilibrul ăsta de așezări din zona noastră a avut de-a lungul timpului și un pic de ajutor și pe vremea dacilor liberi și în perioada Daciei Romane. Ne gândim că așezarea, așa cum funcționa atunci, nu neapărat ca cu denumirea de Caracal, în perioada Daciei Romane, în zona Malvensis, ne gândim că era așezată foarte aproape de celebra cetate Romula, Romula Malva. Extrem de importantă în perioada, mai ales în undeva în anii 211-214, când dăm de un personaj controversat și în același timp vrem celebru, este vorba de Marcus Aurelius Antoninus Poreclit Caracalla. Mulți istorici consideră că denumirea orașului provine de la Caracalla, alții dimpotrivă consideră că denumirea este mai degrabă cumană. Noi suntem pe la jumătate pe acolo. Cert este că, având o anumită protecție, orașul a reușit cumva să ia și părți bune și părți rele de la localnici și de la turiștii sau oamenii care se ocupau cu afacerile de-a lungul timpului, care au trecut pe aici. Acum, întorcându-ne puțin la teatru. Deci spuneam că teatrul și edificiul nostru este o reflectare din punct de vedere socio-istoric. Chiar și Ordinul Arhitecților din România, dacă trezim la miezul nopții așa hodorong troncul un arhitect și îl punem să ne spună, domne, în ce stil se înscrie teatrul din Caracal, credeți-mă că va avea un moment de pauză. De ce? Pentru că e adevărat, știm foarte bine, apare acel moment, acea deschidere către Occident, mai ales după jumătatea a doua secolului XIX, când arhitectura suferă o serie de modificări și nu numai arhitectura, toată lumea culturală artistică. Știm foarte bine că e acel moment în care se face tranziția de la scrierea slavă la scrierea cu conotații latine. Același limbaj, același lucru se întâmplă și în limbajul nostru. Ei bine, cultura nu putea să stea deoparte, să aibă latența ei. Și atunci e clar că s-a hrănit mai ales din cultura francofonă, din cultura franceză. Așa se face că dacă pictura deșevălată, eu sunt ca form, sunt pictor, deci îmi dați voi să... da. Dacă pictura de chevalet se hrănește puternic din cultura vizuală franceză, pictura murală și arhitectura se desfășoară armonios între cultura franceză și cea italiană. Așa se face că în Caracal, lăsând la o parte denumirile sfărăitoare și noi suntem români și noi suntem patrioti și noi suntem caracaleni și avem meniune și nu știu ce, așa, orice, trebuie să îmi dați voi să fac o paranteză, nu există locație dominată de om care să nu aibă
amprenta specifică locului. Da, am Așa că și înțeles. caracalii nu puteau să nu aibă amprenta lor aparte. Nu se putea ca în Caracal să lipsească acele influențe italo-franțuzești, lucru care, pe care îl vedem la clădirile cu iz neoclasic, la clădirile cerute cumva de comanditari. Și aici iarăși aș vrea să subliniez un fapt. Deși au venit arhitecții din lumea franceză, lumea italiană, lumea austriacă chiar, ei au trebuit să se supună celor care le dădeau bani. Și atunci așa se justifică faptul că noi nu avem un neoclasicism curat sau un baroc curat sau un rococo curat, nici vorba de rococo curat, așa cum de altfel nu avem un brâncovenesc curat sau un neoromânesc curat, ca stilistic vorbind. Pentru că cel care plătea avea dorința să se sincronizeze cu Occidentul prin arhitectură, prin pictură și așa mai departe. Cu toate astea, el avea pretenția ca să se distingă și unele elemente locale, câmpenești, din zona Caracalului. Motiv pentru care și teatrul din Caracal suferă și o serie de modificări, dar și o serie de influențe în stilul de bază. E adevărat că, uitându-ne, studiind și probleme de istoria și teoria artei și uitându-ne și pe edificiu în sine, punem mâna pe el și simțim că așa se face arta, vom constata că este un baroc, într-adevăr, un baroc târziu, ca bază, ca fundament, dar el este temeinic fundamentat cu elemente neoclasice, chiar cu elemente rococo, așa cum o să le vedem imediat. Iar ca pictură, inițial, era o pictură, eu consider, n-am prins-o, consider că era o pictură cum se practica atunci, mă refer la pictura murală, o pictură cu tendințe rococo, o pictură care era dominată de ornamentică, pentru că nu puteam să avem compoziții murale reci, sărace, în condițiile în care teatrul domină, abundă de stucaturi și tot felul de elemente de ornamentică florală, geometrică sau cu conotații antropologice. Spun că teatrul are un fundament baroc târziu. De ce? Pentru că el, în ciuda faptului că mai distingem unele linii destul de sobre, cum să spun, este ca un om. Are tendința de a deveni un pic zvăpăiat, un pic jucăuș. Nu este un edificiu anost în care să te plictisești. Pe registrele, chiar încadrementul care se desfășoară la ocolul scenei, avem într-adevăr registre rigide, și verticale și orizontale, dar în registre se disting elemente de ornamentică extrem de fluidă, extrem de plăcută ochiului. Pe lângă neliniștea asta specifică barocului, apar elementele de ornamentică. Elemente de ornamentică pe care le distingem clar și dacă ne uităm în trecut, le descoperim fără probleme în perioada rococoului. Elemente care repun în valoare materia stucată, în cazul de față, și nu la nivel de mimetic, ci pur și simplu la nivel de interpretare. Semn că artiștii care s-au gândit la asta a avut o pregătire temeinică în spate. Teatrul în sine sau elementele de ornamentică nu sunt de plin originale. Dacă vom face un studiu comparativ de pildă cu lumea austriacă, o să găsim foarte multe elemente care corespund. Știm sau cel puțin s-a mai precizat, teatrul este construit după planurile arhicunoscutului, la vremea respectivă Bilek, un arhitect austriac, care, deci nu neapărat el a stat și a vegheat lucrările, dar după planurile lui s-a lucrat. Datorită unor probleme de criză financiară, teatrul nu s-a desfășurat sau elevația nu corespunde în totalitate proiectelor primare ale teatrului. Dacă fațada este dominată de registre frumos ornamentate, frumos decorate, lateralele sunt un pic mai
stricte, care ne aduc aminte de neoclasicism, de liniile sobre, de formele sobre închise ermetic, de o linie mai săracă decât cea specifică barocului. Lucrul ăsta se întâmplă pe fațade, pentru că, pe laterale, pentru că acolo, nemai fiind bani, localnicii au zis, haide să terminăm o dată teatrul. Și cum îl terminăm? Nu putem să lăsăm lisă. Haide să punem ceva pe el. Atunci, și de asta așa se explică, așa se justifică sărăcia de ornamentică existentă pe laterale. Ca evoluție, vom spune că între 1901 și până prin 1982, teatrul a funcționat poate în perioada războiului să se fi întrerupt, în perioada celor două război mondiale, dar evoluția teatrului nu a cunoscut oboseală, a funcționat din plin. Apoi a apărut o idee năstrușnică, am citit și eu, nu știu dacă într-adevăr asta este ideea de bază, s-a dorit translarea, modificarea cumva centrului Caracalului, reurbanizare, să spunem așa, și s-a dorit ca teatrul să fie dus un pic mai în jos ca să închidă cumva două clădiri, o clădire care era construită în forma realismului socialist și o altă clădire neoclasică, deci vă dați seama că era un circ de toată regula. S-a săpat, s-a decapat podea și apoi nu știu dacă și-au dat seama că există pericolul ca teatrul să se ducă, să se năruie. Ideea e că proiectul a fost abandonat și abia în 2008 teatrul și-a recăpătat strălucirea. Deci undeva între 1882, cred, și 2008 teatrul a stat închis cu o gaură imensă aici, chiar unde ne aflăm acum. Destul de mult, da. Și după 2008 teatrul a revenit la viață. A revenit la viață nu numai prin teatru. În locație se desfășoară atât piese de teatru, aș îndrăzni să spun celebre. Teatrul deja are o evoluție internațională, pentru că am avut bucuria în urmă cu câțiva ani să asistăm și la o punere în scenă a unei opere de Shakespeare pusă în scenă de către o trupă britanică. E adevărat că meritul aparține domnului Tucă și acele mișcări, piesa, trupa, și după câte am înțeles, a evoluat și la Craiova, pe teatru din Craiova, și mă bucur. Noi nu ne putem rupe, dacă de Slatina ne putem rupe, de Craiova nu ne putem rupe sub nicio formă. Marius Tucă este un localnic care, da, care a crescut, s-a născut în Caracal, a crescut în Caracal multă vreme și acum este la București. Și aportul dânsului aici, la teatru? Dânsul nu este constructor, dar consider că a avut un aport întemeiat în ceea ce privește redeschiderea teatrului din Caracal. După câte știu, toți care au trecut prin Caracal, inclusiv miniștrii care nu aveau legătură cu Caracal, nu erau născuți în Caracal, dar în momentul în care au trecut prin zonă, au rămas fascinați și în același timp uimiți de faptul că clădirea era închisă și posacă și cenușie la un moment dat. Motiv pentru care consider că meritul aparține mai multor oameni, inclusiv trupelor de teatru care au venit oarecum benevol și au refăcut, revizuit teatrul din Caracal. Ce aș putea să vă mai spun? Spuneam că teatrul este luminat de fiecare dată, atât prin piese de teatru, cât și prin o serie de activități muzicale, plecând de la muzica simfonică și ajungându-se undeva la muzica rock. Așa, ca să dăm la fiecare câte ceva. Publicul este diversificat, bineînțeles. Da. Nu mai discutăm de lansări de carte sau expoziții de artă plastică. E adevărat, foaierul nu este chiar ce-mi doresc eu ca artist plastic, adică la fel ca și baroc, la fel ca și teatru, sunt destul de neliniștit și de fiecare dată de la o expoziție la alta urmăresc noul.
Nu pot să-mi permit noul pentru că asta înseamnă să mai dărâm ziduri, să mai construiesc cuși, să mai instalez ceva. Ori teatru fiind element de patrimoniu, nu prea îmi permite. Și atunci mă raportez la ceea ce îmi permite spațiul foaierului sau spațiul parterului. Dacă de multe ori s-a întâmplat să fie expoziții și sus și jos. Și atunci mă strec oricum pot. Da. O clădire multiculturală. Absolut, da. Haideți să vă spun și o întâmplare care mie îmi place teribil. Este vorba de Constantin Notara, care spune la un moment dat că vine în Caracal. Mulți consideră că este o anecdotă, de fapt nu s-ar fi întâmplat. Nu știu dacă e adevărat sau nu. Pe vremea aceea sursele erau... Da. Cert este că Notara a venit în Caracal și a performat pe scena din Caracal. Nu pe lemnul de la scena de acum, ci pe spațiul pe care îl vedem acum. Și care are o altă fațetă, bineînțeles. Ideea este că el a venit, a urcat pe scenă, iar caracalenii, pentru că ne apropiam de sărbătorile de iarnă, așa spune povestea, caracalenii, neavând posibilitatea să mulțumească, neștiind mulți dintre ei cum să-i mulțumească marelui om de cultură și de artă român, au aruncat cu portocale în scenă. Mai mult decât atât, de însemn de prețuire, nu Doamne ferește, da, mai mult decât atât. În momentul în care Notara își termină evoluția, dă să iasă din teatru, cum spuneam noi, oltenii, dă să iasă din teatru. Caracalenii, bineînțeles că l-au dibuit și au început să țipe. Uite Notara! Motiv pentru care Notara, luată la fugă, până la prima birjă, se spune birjă și țipă cât poate. Țipă, mână birjar că mă mănâncă crăcălerii. Nu știu dacă este adevărat, dar îmi place ca idee așa. Da. S-au întâmplat și părți mai puțin plăcute, s-au întâmplat și părți și elemente mai plăcute, mai puțin plăcute, știți foarte bine că prin 92 sau 93, dacă nu mă înșel, teatrul se afla în faza de restaurare, a suferit și un incendiu, din păcate, de fapt, m-aș putea să spun din fericire, urmările au fost destul de limitate. Elemente mai puțin plăcute, vorbeam de pictură. Perioade comuniste se pare că nu i-a plăcut pictura aceea cu tendințe rococo, în care dominau, consideră că ceea ce vedem acum, pictura nu mi-aparține, aparține domnului Drăghici, un pictor muralist, mult mai mare decât și mai vechi în vârstă, vreau să spun, și mult mai experimentat decât mine. Dânsul a scormonit foarte mult. Am încercat cumva, sau echipa de cercetare a încercat pe cât posibil să afle dacă măcar pot să mai găsească ultimele rămășițe din pictura veche. Din păcate nu s-a găsit nimic, prelevările nu au descoperit nici urmă de strat de pictură, de granulă de pigment. Motiv pentru care domnul Drăghici s-a gândit lucrul ăsta. Cred că l-aș fi făcut și eu, adică la nivel de cercetare, s-a raportat la alte edificii construite în perioada respectivă și pe lângă temele pe care le avem aici, s-a constatat că funcționau foarte bine temele anotimpurilor, în primul rând. Apoi probleme de lirism, de livresc, de șarm care ține de lumea franco-italiană și așa mai departe. Înainte de... eu am prins în faza de restaurare, acolo deasupra talii domina scena, sistema RSR, iar pe laterale funcționau niște scene locale cu oameni ai muncii care pictau, cântau după ce ieșeau de la uzină. Era momentul acela specific, de că mai de trist amintire pot să spun. Da, 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 acel stil realist, socialist, știți foarte bine, care a avut și părți pozitive, dar din punct de vedere al futurismului a creat o serie de disfuncții. Repet, acele scene câmpenești locale cu tendință realist-socialist au dispărut după 2000,
De fapt, în faza de restaurare, când s-a decapat general, s-a făcut cercetările de rigoare și apoi s-a pregătit pictura nouă. N-aș spune că e un lucru rău. Nu, nu, Mă nu, nu, mir. nu. Nu, acum cum arată, Da. arată excelent. Mă mir că a scăpat talia, sincer. Mă mir că nu am găsit un tablou tovarășului acolo pus les. Pentru că mai știți foarte bine. Atâta timp cât la nivel de Caracas s-a răzuit efectiv centrul vechi. E adevărat că erau clădiri vechi care din când în când se mai și năruiau. De multe ele erau construcții din paiantă, din elemente de zidărie mai rudimentare, așadar asta nu înseamnă că trebuie să dărăzuim totul. Se putea face o cercetare și elementele care meritau să rămână trebuiau lăsate. Din Da. păcate, și acum Da, avem da. asta. De asta și spun, de asta am și precizat puțin înainte, ca orice așezare și Caracalul beneficiază de aspecte pozitive și negative. Asta e. Orice pădure are uscăturile sale. Noi suntem aici să vedem lucrurile bune și A, da? frumoasele. Am înțeles. Care știm că există. Păi trebuie să existe, că dacă ne pierdem noțiunea de oameni, un om trebuie să fie echilibrat. Dacă nu face boacăne, înseamnă că e robot. Dacă face prea multe boacăne, avem o problemă de delicvență. Haideți să facem o plimbare prin teatru Da. și să vedem, să trecem în revistă ceea ce am spus mai devreme. Așa. Și să începem cu începutul. Putem să ieșim puțin mai afară sau? Ieșim, Da, da. da. Lumăiesc. Așa, perfect. Pentru că aș vrea să vorbim puțin despre exterior. E și păcat de vremea care Da, este. poftiți noastră. Mulțumesc. Da, iată și vremea ține cu noi. Da. Vorbeam ceva mai înainte de fațadă. Care de altfel e superb. Da. Spuneam că, în general, în lumea barocă nu prea găsim linii drepte. Dacă găsim linii drepte, găsim linii drepte de scurtă intensitate. Lucru care la Caracal nu sunt. Nu în Caracal. În lumea, să știți că toată Transilvania e dominată de un baroc hibrid. Din punct de vedere arhitectural, arhitecții consideră că este o formă mai degrabă eclectică, adică un stil, nu neapărat un stil hibrid, e un stil hibrid, dar nu neapărat un stil defectuos. E un element, spuneam, baroc îmbogățit cu o serie de alte stiluri. Avantajul mare, ca și aici, ca și elementul brâncovenesc, am citit niște articole care m-au șocat efectiv, spunându-se la un moment dat, carta brâncovenească de fapt nu e altceva decât o încrengătură de stiluri. Da, e o încrengătură de stiluri, dar este foarte bine armonizată. Nu același lucru se întâmplă cu alte stiluri de care nu aș vrea să pomenesc acum. Același lucru se întâmplă și la fațada din Caracal. Dacă fațada e un pic mai, să zic așa, în care neoclasicismul este mai aparent, în interior o să vedem că barocul este mult mai profund, mult mai aproape de ceea ce știm că este barocul european. Indiferent cum privim teatrul, de sus în jos, de la stânga spre dreapta, o să vedem că avem o armonie foarte frumoasă între forme și spații. Pe registre găsim relația dintre fereastră și ușă despărțite de balcoane, care iarăși, tocmai când ne pregătim să spunem că avem un baroc, iată că avem niște linii rigide de la balcon și chiar balustrada, chiar spițele nu ne pot duce cu gândul să nicio formă la baroc. Cu toate așa spuneam, sus avem linie jucăușă, la mijloc avem o linie rigidă care îmi sugerează foarte bine stabilitatea, jos încadrementul de la ușă încheie cu uși, e adevărat închise rigid, dar dominate de medalioane specifice barocului, dominate de elemente vegetale, elemente geometrice și nu în ultimul rând de trepte. Treptele cele de aici sunt un pic prelucrate. În interior treptele sunt autentice. E o mândrie pentru noi asta. Este într-adevăr. Da. Acum, așa cum spuneam, dacă ne dăm puțin înapoi, o să vedem că fațada este bogată, bogată în ornamentică. Da. Dacă mai facem câțiva pași pe laterală,
ornamentica devine din ce în ce mai sărăcuță. Pentru mine, vizionarea teatrului este o veritabilă oră de istorie artei și mă ajută mult de tot. E o bază materială binevenită pentru copiii care vin la centrul de pictură și de artă, pentru că așa înțeleg foarte bine relația dintre barou și clasicism. Doi frați care s-au certat tot timpul, cum sunt la noi ca râuri, Oltul și Mureșul. Da. Așa. Uitându-ne pe laterale, observăm că mai avem ceva elemente de ornamentică doar în zona încadrămentului de la ferestre și cam atât. Dar în rest, suprafața devine mult mai curată și dominată de linii drepte. E clar că ceva s-a întâmplat atunci. Fie lipsa banilor, fie discuții între arhitectul Cercel care a pus în operă efectiv lucrarea. Mă refer de data asta la italianul Mariani. Dar probabil că lipsa banilor a făcut ca sărăcia aceasta să fie prezentă așa cum o vedem aici. Cu toate acestea, dacă ne uităm cu atenție de tot așa, constatăm că linia arhitecturală își păstrează neliniștea. Avem o serie de colțuri, colțulețe care parcă fac teatru să spună noi sunt și eu aici prezent. Așa, lăsați-mă să trăiesc așa cum simt eu nevoia. Teatrul în sine este o poveste de istorie a artei și a teatrului, pentru că, așa cum vedem și aici, pe latura dinspre nord, avem un cuvânt scris, comedia, dar pe latura cealaltă este trecută tragedia. Teatrul ne pune în valoare așadar cele două fațete ale teatrului, venind tocmai din lumea antică. În același timp, dacă ne uităm la capitelurile care însoțesc și care cumva flanchează ferestrele, o să vedem că avem de-a face atât cu capitelul cu influență românești, cât și capitelul care fac trimitere către lumea greacă, la cele trei ordine, ordinul doric, ionic și corintic. Dacă știm că în lumea greacă era acea pereche funcțională foarte interesantă dintre doric și ionic, în care se considera că doricul ar sugera foarte bine forma masculine, iar ionicul păstrează grația feminină, toate elementele astea le găsim și în teatru. E adevărat că cele trei ordine se diminuează un picuț sub armonizarea arhitecturală. Ar fi multe de spus despre teatru, dar ținând cont că avem un timp limitat, trebuie să ne limităm un picuț. În același timp, haideți puțin mai înapoi, în același timp, chiar și la ordinele de nu pot să mă astâmpăr, la nivel de arhitectură și la nivel de ordine arhitecturale, arhitectul și cel care s-a ocupat de ornamentică, de înfrumusețarea teatrului, nu s-a limitat doar la ordinele grecești. Știm foarte bine de la orele de istorie artei că după cucerirea Greciei, Roma a venit și a luat o serie de elemente, nu să le distrugă, ci dimpotrivă să le îmbunătățească. Motiv pentru care și aici avem de-a face cu o serie de infuziuni specifice doricului roman, la un moment dat apare o încrengătură cam greu de înțeles, ionic roman, dar în primul rând corinticul roman, care se transformă încetul cu încetul în compozit roman, lucru pe care îl distingem și noi aici. Da. Vă invit iarăși în teatru, în interior. Plăcere. Așa. Și să continuăm periplul nostru de discuție. Candelabrele, din păcate, nu mai sunt cele autentice. Între timp s-a trecut de la iluminarea cu lumânări sau tuburi cu gaz, poate mă gândesc, îmi place să mă gândesc așa cu imaginația că în acea perioadă se făcea iluminarea pieselor de teatru și cu acele tuburi de gaz, deși nu cred că la Caracal au ajuns, dar mă gândesc, îmi place să cred așa. Motiv pentru care candelabrele, probabil că cele autentice nici nu mai există, sunt pe undeva înstrăinate prin Occident, cred. Teatrul acum beneficiază clar de lumină electrică și de o serie de îmbunătățiri.
aer condiționat, sisteme de ventilație performante, sistem de sonorizare și așa mai departe. Să vă spuneam mai devreme că treptele sunt cele autentice și îmi face plăcere să cred. Cum să vă spun, în momentul în care pun piciorul pe trepte, am impresia că mă duc în timp. Am impresia că nu numai, știți, când zic teatru și suflarea teatrală, nu mă refer numai la cei care sau de-a lungul timpului au fost pe scenă, sau cei care au recitat în foyer, sau cei care au avut expoziții aici. Mă gândesc și la oamenii care au trecut de-a lungul timpului prin pe aici. De multe ori mă uit la fotografiile de epocă și normal că mă tristesc, că mă gândesc că mulțimea aceea de oameni nu mai există. Și de la unii a mai rămas câte ceva, de la alții nu a rămas absolut nimic. Același lucru se întâmplă și la teatru. Și din păcate și eu va trebui să-mi iau la revedere vreodată de la lume și viața, asta este. Dar îmi place să simt aici pe trepte rădăcinile. Revenind la parter, dacă parterul este mai sărac, să zicem așa, în exprimarea ornamentală, păstrând acel schematism neoclasic și fiind dominat doar în partea de sus de unele elemente de ornamentică, cum ar fi funia torsată sau elementele ale eșarfei specifice, de altfel eșarfei cu tendințe rococo, frumusețea vine de la numele care sunt trecute aici, de la Matei Milo, așa cum vedeți, celebrul birlic. Acum m-am apucat să citesc, ce să fac, asta e. Numai puțin celebrul George Vraca, o voce incredibilă, dragul nostru Haralam Leca. Citeam el la nivel național, Leca, ca poet se pare că nu a plăcut la foarte mulți. Numai că trebuie să ne gândim la personalitatea Leca. Om de litere, poet și în același timp iubitor de teatru, care a însuflețit multă vreme viața teatrală din Caracal. De altfel, nu se spune, fotografiile ne mărturisesc că statuia lui Haralam Leca, pe care o găsim în parc, în parcul din Caracal, era postată în fața teatrului. Dar nu știu din ce motive, statuia a fost mutată în parc, iar aici în față a fost montată această fântână arteziană. Fântână arteziană care nu e nocivă, cum să vă spun, acele elemente de mascheroni care fac cinste stilului baroc, le găsim în teatru și acolo, în afară, găsim acei mascheroni din fântână arteziană care sunt frați cumva așa, mai vitrici ai ornamenticii din teatru. Dar cel puțin oamenii mai în vârstă încă sunt nostalgici după statuia lui Leca. Probabil că au prins, poate nu ei personal, dar bunicii lor cu siguranță au prins chiar reprezentări artistice ale lui Leca și atunci rana e și mai, da, și mai adâncă. Vorbeam mai devreme de întâmplarea cu domnul notarul, iată că îl găsim aici la loc de cinste. Teatrul are o carte de vizită, carte de onoare, dar consider că cea mai frumoasă carte de onoare este cea în care apar numele celor care au trecut pe aici. Și văd că din 2011 a fost redenumită. Da, da, unii sunt de acord, alții nu sunt de acord. La nivel de patrimoniu, teatrul își păstrează noțiunea de Teatru Național din Caracal, așa cum e în acte. Din punct de vedere artistic, păcat că nu avem o trupă teatrală, cum să vă spun, permanentă. Este colegul meu și domnul director Florin Beciu, se ocupă de activitatea teatrală din Caracal, dar ca și mine, atunci când se înfiripă ceva la nivel de cursanți, care cursanți, marea majoritate sunt elevi, când e lumea mai dragă, atunci trebuie să plece mai departe, să se ducă la facultate și o luăm de la capăt, adică se perimă și se alege praful și de trupa teatrală și de echipa de pictori și așa mai departe. Și nu numai la nivel de arte vizuală, și la nivel de muzică, și la nivel de coreografie, toți colegii suferă la fel. Intrând în sala de spectacol, o să-mi dați dreptate că apare o schimbare de stil și de atmosferă. Încă de la intrare, constatăm că acea planimetrie mai rigidă, așa, neoclasicismului ne părăsește, la revedere neoclasicism, și intrăm în lumea barocului.
Barocul care aici predomină 100%, aproape 100%. Avem de a face cu arhitect, cu planimetrie ovală, circulară. De ce m-am corectat? Pentru că și neoclasicismul la rândul său are, cel puțin în lumea neoclasicismului francez, are o planimetrie care nu se raportează neapărat la o formă rigidă patrulateră. Are și acolo o serie de trimitere către formele mai jucăușe. La noi însă, spuneam, neoclasicismul a fost un pic mai rigid. Intrând și pășind, poate cu emoții, pentru prima dată în sala de spectacol, ne permitem să vedem și bogăția ornamentică, ornamentației, în care, spuneam, elementele vegetale geometrice sau vegetal-geometrice se întrepătrund de minune cu arhitectura, cu elementele antropologice. Elementele fie antropologice, fie antropomorfe. Fie că fac trimitere la umanism, fie chiar sunt într-o ghipărare ale umanismului. Dacă pe exterior găseam, cel puțin la fațadă, găseam coloanele masive și destul de rigide, să zicem așa, ale corinticului roman, aici găsim descoperim o sală de spectacol dominată la un colț de coloane care se încheie cu capiteluri ionice, exact ce spuneam mai devreme. Adică nimic nu a fost uitat. Din punctul meu de vedere, eu dacă aș fi arhitect, acum cu siguranță n-aș mai reuși să fac o astfel de poveste de îmbinări și de poveste a omenirii din zona noastră, de aici, din sud-estul Europei. Evident că scena nu putea să aibă decât o formă un pic mai pătrățoasă. Scena, spre deosebire de alte săli de spectacol mai noi, este mică. Ne gândim că discutăm de 213-215 locuri acum. În trecut, locurile erau mai multe. Cinematograful a pătruns cu greutate în teatru, dar a pătruns. Cândva teatrul, în trecut, a funcționat și ca cinematograf, motiv pentru care pentru a se urmări spectacolul și pentru a avea loc acele spectacole de cinema, trebuia lăsa loc pentru aparatele mari, zgomotoase și pline de funigine și de toate cele. Da. Acum, bineînțeles că cineproiectorul de altă dată, zgomotos și mare, a fost înlocuit cu videoproiectorul mult mai silențios, mult mai mic ca dimensiuni, și atunci o prezentare de film, am uitat să, vai de mine, am uitat, n-am trecut în revistă filmul românesc, de o serie de producții românești autohtone, caravana românească de film, a trecut pe aici prin Caracal și nu neapărat... N-am asistat neapărat la o premieră la Caracal, la premiera filmului la Caracal, dar Caracalul a fost o premieră pentru, cu siguranță a fost o premieră pentru caravana cinematografică românească, contemporană. Și, cum să spun, această mișcare a fost împărțită armonios între teatru și teatrul de vară. Producțiile care au venit mai în vară s-au prezentat și la Teatrul de Vară, dar, în general, Teatrul Național a fost sufletul, adunarea, să zicem așa. Vă invit să urcăm și pe scenă. Pentru că, de fiecare dată, atmosfera și relieful arhitectural și artistic se modifică, pas cu pas. Observăm o altă... stratigrafie artistică, găsim din plin, observăm din plin cupola, care ne duce un picuț aminte de tendințele, să zic așa, de influență bizantină, găsim și pandantiv, găsim și bolta sprijinită pe pandantiv, găsim și balconul tehnic, care a funcționat și în trecut, dar funcționează și acum pentru echipa tehnică, a fost special conceput pentru tehnică. Spuneam, în trecut, proiectoarele nu erau atât de silențioase, de bogate în efecte, dar iluminarea se făcea cu ajutorul lumânelor, mai mari sau mai mici. Vă dați seama că exista și acel, pe lângă pericolul de incendiu, la un moment dat, gândiți-vă că erau acel fum de la lumânări care se aduna,
Și, nu știu, după o oră, două de prezentare, cam care era atmosfera. Dar cred că exista acel șarm specific perioadei. O mare greșeală a noastră, în general, este că, de multe ori, tocmai traversând, tocmai am trecut de momentul Eminescu, din punctul meu de vedere, Eminescu nu se termină niciodată. Nu. Pentru mine, fiecare zi înseamnă Eminescu. Poate că, licean fiind, am avut profesori foarte buni care m-au învățat să-l iubesc pe Eminescu așa cum este. Marea noastră greșeală ca trecători contemporani prin viața asta este că uităm să ne raportăm la momentul în care s-a făurit o lucrare de artă. Le-aș recomanda celor care spun că Eminescu este învechit sau nu știu, nu mai place, să se gândească că totuși el a fost deschizător de drumul la undeva în partea a doua a secolului al XIX-lea. Bună ziua, bine ați venit! Și abia după care a venit acea deschidere în adevăratul sens al cuvântului. Același lucru se întâmplă și cu teatrul din Caracal. El a fost construit atunci în faza în care se afla Caracalul. Nu erau foarte mulți iubitori de artă. Ne gândim, citind presa vremii, ne gândim că aici, în Dal, se construia un teatru și ceva mai la vale, teatrul ca o budă și pesta, așa, era un oraș din Dal și un oraș din vale, străbătut de pârâul Gologan, în care se aflau și o serie de cadavre, de animale aruncate și așa mai departe. Asta era situația de atunci. În același timp era o situație comercială foarte bine pusă la punct, dominată de odată de comercianții locali, mișcarea evrească era foarte bine pusă la punct. În același timp erau meșteșugarii și comercianții turci. Era o confluență fantastică. Refuz să cred că acele culturi nu au venit și cu reprezentări artistice la nivel de teatru. Era o atmosferă frumoasă. Îmi pare rău că spun, era o atmosferă frumoasă, nu-mi place să stau cu spatele la viitor și cu fața la trecut, dar cred că măcar pentru o zi aș vrea să mă duc în Caracalul de altă dată. Eu am prins chiar acum pe locul unde se află în vecinătatea teatrului, unde se află acum clădirea unde funcționează și Centrul Cultural Municipal Radu Șerban din Caracal, o altă entitate umană la nivel de muzică și cu care noi ne mândrim de asemenea. Eu am prins niște ateliere de fotografie, acei meșteri fotografi care, apelând la o cutie imensă așa, de lemn, pe trei picioare, nu știam ce se întâmplă atunci, ce vrea să facă ăla cu mine, reușeau să imortalizeze viața de altă dată a Caracalului. Ăsta era Caracalul, el nu a fost niciodată plin de fanfaronadă. Era orașul de câmpie, dar în același timp era un oraș, repet, nu de talia Craiovei, dar un oraș format acolo la intersecția dintre, nu numai la intersecția dintre comercianți, era la intersecția dintre culturi. Ne gândim că vorbeam la un moment dat de vecinătatea Caracalului cu Romula Malva, ne gândim că acel calcar de vrața care a fost transportat din Abundență și dus la Romula este prezent și în Caracal. Nu știu dacă vi s-a spus sau dacă ați avut posibilitatea, ați mai trecut prin Caracal? Doar am trecut. Doar în trecut. Doar am, întreagă, doar am trecut. Am înțeles. Cum să vă spun? În calitate de turist, și mie mi se întâmplă, în calitate de turist, n-am posibilitatea să văd chiar totul dintr-o localitate. În primul rând, mă repet la ceea ce îmi place mie cel mai mult. Nu știu, pictură, elemente de arhitectură și așa mai departe. Cu toate astea, îmi dau seama că un oraș, un Sibiu, de pildă, îl descoper abia a doua sau a treia oară, când am posibilitatea să simt cu adevărat suflarea lui. Nu pot să mă numesc turist dacă mă limitez doar la actul artistic. Dacă nu am tăria să-l cunosc pe localnic, să stau de vorbă cu el, să văd ce se întâmplă, să-mi spună mie, de pildă, vorbeam de Sibiu, să spună mie sibianul cu ce să laud de el, de ce ochiul sibianului domină acolo pe acoperiș. Mă duc străin, mă întorc străin. Nu sunt străin, nu sunt turist. Și atunci mi se pare normal că și la Caracal, vă recomand cu plăcere să veniți, nu să doar să vedeți clădirile de pe Libertății sau teatrul din Caracal.
Să vedeți, să spicuiți bucățică cu bucățică și câteva elemente din oful omului de rând, olteanului de rând, să simțiți umorul oltenesc, să simțiți cu adevărata ospitalitate oltenească. Vă asigur că dacă rămâneți, Doamne ferește, dacă rămâneți cu mașina în pană, oltenul nu vă va lăsa niciodată pe spongi, cum se spune. Adică la început să vă uita urât, of, încălcași răzoarele, of, ce facem? Dar ce nei că rămăsești cu mașina în pană? Hai că te tragă până la unchiul meu care e tractorist și spune la acolo o șaipă, ce mașină ai, Mercedes? Să găsim noi ceva la tractorului care să meargă la Mercedesul tău. Legă-mă o sârmă acolo, merge. E umorul oltenesc din care eu mă hrănesc, din care toți ne hrănim până la urmă, noi care plecăm din zona asta, unii din păcate uite să se mai întoarcă, asta e. Spuneam că e bine să descoperim și alte lucruri. Legătură cu Romola găsim chiar la Biserica Domnească, imediat în spatele teatrului așezată, clădire domnească. De ce clădire domnească? Pentru că se spune că a făcut parte din ansamblul domnesc al curții la care a venit cândva și Mihai Viteazul prin Caracal. Cert este că în zidărie găsim, și nu e singurul edificiu unde găsim așa ceva, ziduri, cărămidă romană, adusă cu carele de la Romula. Din păcate, lăsat de izbeliște, mai ales în perioada aceea, perioade medievale târzii, când efectiv cam fiecare a făcut ce a vrut în zona aceasta, mai ales în perioada, nu mai discutăm de perioada fanariotă. Cert este că atât că piatra cât și cărămida, când mai discutăm de statuete, au dispărut în totalitate la Romula și celebrii polonic, mă refer la arheologii care au făcut pionierat în lumea românească, au salvat cu mare greutate ultimele rămășițe ale Romului. Din păcate, la ora actuală, tot vorbim de Caracal și Caracalul, ca orice așezare are și împrejurimi, din păcate la Romula nu mai găsim nimic la suprafață, doar că e o comoară în interior. E o comoară, la fel ca și la noi aici, în oraș, atât la nivel material, cât și la nivel spiritual, emoțional. Este o legendă foarte frumoasă, legenda domnului de Ro sau prințului de Ro, unele variante, care are legătură, se spune, chiar cu Ler Împărat, chiar cu, implicit cu Romula. Vorbim de Caracal și atunci legenda vă spun într-un episod viitor. Spuneam că acele cărămizi romane, unele chiar cu semne, mai puțin inscripții vizibile, semnele ale zidarilor de altă dată, le găsim în corpul de zidărie al Bisericii Domnești. Lucru pe care îl găsim și la Biserica Toți Sfinții din Caracal și în alte edificii. Vorbim de semnele astea, semne semnale pe care le găsim de la pe care le identificăm la oamenii care nu mai există. Oameni simpli pe care noi știm, nu știm cum s-au numit ei, dar iată că poate din neglijență și-au lăsat și amprenta acolo și e imposibil să nu te cutremuri când atingi acel semn și știi că a mai fost atins de cineva odată pe la acum aproape 2000 de ani. E ceva cutremurător. Trebuie să știți, vă recomand să veniți primăvară spre vară când oltencele, că oltenii se duc la muncă, când oltencele își pregătesc curțile și dacă nu mai au curți și au blocuri, își pregătesc așa balconașele cu flori. Să vedeți cu câtă meticulozitate își pregătesc zona care va domina, va fi dominată de flori. Curțile, imposibil să nu fie o grădiniță în care femeia să nu se mândrească cu ce a plantat ea acolo. E o concurență acolo, știți. Asta este. Bineînțeles că asta nu se întâmplă numai în Caracal. Se va întâmpla și în Craiova, se va întâmpla și în Sibiu, se va întâmpla și în Botoșan și așa mai departe. Dar mă caut în cutia mea cu emoții și știu la ce mă refer. Da. Cam atât am avut eu de prezentat deocamdată. Nu mă opresc înainte de a spune că indiferent ce se va întâmpla, nu ne-a chinuit pe noi, nu ne-a pus nouă căluș în gură COVID-ul. Deci alte frământări care vor veni nu vor reuși să ne oprească, așa cum glăsuie și cântecul lui Tudor Gheorghe, un alt oltean celebru, care a fost bun prieten cu un caracalean, Virgil Carianopol. Mui că noi suntem un neam.
Nu vă puneți cu noi. Nu știu dacă o coincidență sau destinul a făcut ca cele două entități cultural-artistice, Virgil Carianopol și Radu Șerban, să moară în același an, 1984. Ce pot să vă spun cu siguranță, că ambii au fost prezenți aici pe scena teatrului din Caracal. Și cu siguranță, acolo unde s-au dus, au știut să pună în valoare frumusețea localnicului. Dacă așa, localnicul pe care au știut ei să-l simtă. Cu siguranță au dus mai departe și valorile culturale ale orașului. Sigur, așa cum o să găsim în fotografiile de epocă, găsim și fotografii cu tâlhari și cu hoți și cu toate cele. Dar, repet, nu trebuie să cădem într-o latură sau într-alta. Orice așezare are aspecte pozitive și negative. Am menționat aici pe Virgil Carianopol, pe Radu Șerban. Nu pot să nu-l menționez pe Marius Bunescu, pictor, care a ajuns să facă expediții pe la poli, care a fost la un moment dat chiar director de Muzeul de Artă al României. Deci avem cu ce să ne lăudăm. Ei sunt și inevitabil fac legătură cu teatrul. Spuneam, nu putem discuta de doar de construcție, doar de latura istorică. În lumea icoanei, de pildă, se spune că nu ne închinăm la lemnul de la icoană, ci ne închinăm la forma și la numele formei de pe icoană. În momentul în care o icoană se depreciază, se spune că lemnul acela poate e numai bun de aruncat pe foc. Doar forma persistă. Același lucru se întâmplă și Caracal, și la Caracal. Sigur, eu ca artist am nevoie de un spațiu unde să mă desfășor. Dar în același timp, dacă degeaba am contextul, dacă eu ca artist nu știu să mă desfășor, nu vreau să mă deschid, nu am ce să transmit, nu am ce să formez, atunci, cum să vă spun, e o clădire fără suflet. Fără suflet, da. Cred că aș putea să spun că teatru fără artist, indiferent că vorbim de teatru din Caracal sau teatru de oriunde, cu siguranță teatrul acela ar muri încetul cu încetul. S-ar prăbuși. Sufletul lui contează. Absolut. Și nu lateralele care sunt mai, absolut, mai puțin îmbunătățite cu... Da. Așa. Cam atât am avut eu de prezentat. Mulțumim tare mult pentru incursiunea plină de emoție. Vă mulțumesc și eu mult de tot și vă aștept cu drag și altă dată. Cu drag. Mulțumim. Cu plăcere.